Israel are 9 milioane și ceva de locuitori, adică jumătate din populația României, pe o suprafață de cam 4 județe de ale noastre și are una dintre cele mai puternice armate ale lumii. A fost atacat simultan de 5 țări arabe și a învins. Acum luptă cu Iran și armatele teroriste ale acestuia din Gaza, Liban și Yemen. E susținut cu bani și arme de Statele Unite, însă militarii sunt israelieni. Sistemele de apărare antiaeriană performante cu pola de fier praștia lui David sunt creația lor. România are și ea în coastă un Iran mai mare și la fel de agresiv, Rusia, plus părtașii ei, Ungaria și Austria. E bine să conștientizăm niște lucruri. Putin va trăi mult și bine, fiind de neînlăturat de la Kremlin. Rusia va fi un pericol perpetu, gata oricând să atace cum simte o zonă vulnerabilă. Republica Moldova și România sunt ținte strategice pentru Rusia, care intră în prim plan îndată ce Ucraina cedează. Iată de ce cred că noul președinte al României ar trebui să-și propună ca prioritate zero întemeierea unei armate române adevărate, ca resursă umană și armament, nu ca oastea lui Ciucă. La fel de greșită cum e atitudinea țiriacă, n-avem nevoie de NATO, mi se pare autoliniștirea, lasă că ne apără NATO. Armatele Occidentului te ajută dacă ești în stare să te ajuți și singur. Una este să fii un teritoriu bun de ocupat fără luptă prin trădări și acțiuni hibride, cum a fost cazul Crimeei, și alta să poți opune o rezistență îndârjită unor năvălitori de talia Rusiei, cum face Ucraina sau Israel. Oricine ar vrea să-l șteargă de pe fața pământului știe că asta ar costa mormane de cadavre și de bani, fără certitudinea succesului. Unii ar putea să creadă că un Mircea Joană președinte, după ce a fost secretar general adjunct al NATO, înseamnă o garanție de securitate pentru România. Subsemnatul, nu. Legăturile cu oamenii ai Kremlinului pe care iese la iveală că le are un apropiat al său, liberalul Rareș Mănescu, nu mă miră. E un prilej să-mi amintesc câte unele. Nu știm nici astăzi de ce s-a dus de două ori Joană în secret și pe persoană fizică la Moscova în 2009. Nu știm cu cine și ce a discutat acolo. La curent era însă șeful său de campanie electorală de atunci. Căgușă, huiduitor al NATO și UE, duginist, putinist feroce. Funcția la NATO a lui Joană, obținută în mandatul pretenarului lui Putin, DJ Trump, nu mă liniștește în legătură cu orientarea lui politică, care poate bascula pe loc. Într-o telegramă a ambasadei SUA la București din 2009, raportorul spune despre Joană: mare experiență în politica externă, dar puțină substanță. Englezii de la MI6 îl califică drept wobbly, instabil, nu demn de încredere. Și cum să nu fie așa când faptul că a fost propulsată rachetă în Ministerul de Externe de regimul rusofonului Ion Iliescu nu l-a împiedicat să cocheteze cu PNCCD, să-l felicite printre primii pe Emil Constantinescu pentru victoria la prezidențiale
și să-i aducă mulțumiri că, citez, a scăpat țara de cancerul Iliescu. Pentru ca după revenirea PSD la putere să facă din nou sluji pe lângă Ion Iliescu și Adrian Năstase. Cea mai mare realizare a lui Gioană este pila atomică pe care a reușit să o aibă ca să fie numit numărul 2 în NATO. În vreme ce organizația cunoștea cu siguranță aceste bube în cap ale prostănacului lui Iliescu, precum și despre interlopii, infractorii internaționali, mafioții cu care s-a lipit de-a lungul timpului fostul șef PSD.